Foarte multe femei aleg să-și aducă pe lume copiii la Spitalul Filantropia. Clinica de neonatologie este însă departe de a funcționa în condiții ideale. Am mai avea nevoie de încă un ventilator, am mai avea nevoie de un ecograf, am mai avea nevoie de un electrocardiograf, un electroencefalograf, lucruri mărunte, dar care, unele dintre ele, și mai ales am avea nevoie de incubator de transport, incubator pe care ne trebuie pentru îngrijirea nou-născuților mici. Noi funcționăm pe două niveluri și ca să transportăm copilul dintr-o parte în cealaltă, avem nevoie de cel puțin două incubatoare. Dotări s-au mai făcut totuși. În cadrul unei campanii de strângere de fonduri organizată de Asociația Salvați Copiii, a fost cumpărat un incubator performant. Am reușit să punem în funcțiune toate sistemele de suport respirator pe care le aveam de dinainte. S-au asigurat pulsoximetre, monitoare, chiar și suntem în curs de licitație pentru încă un ventilator. Adică se schimbă lucrurile, într-adevăr, și un ecograf ne vine. Dacă în ceea ce privește aparatura lucrurile merg spre bine, cu totul altfel stă situația când vine vorba de personal. Noi mai avem nevoie de încă, cel puțin încă, 3 medici. În acest moment câți medici aveți? Avem 5, urmează să vină al 6-lea și vedem. Avem un mare deficit de asistenți. S-au scos niște posturi la concurs, dar nivelul a fost destul de scăzut și doar unul a obținut media de trecere. Cum copiii nu pot fi lăsați pe mâinile unor necunoscători, medicii, asistenții și infirmierii de la clinica de neonatologie din cadrul Spitalului Filantropia sunt nevoiți să se descurce așa cum pot.